Hai diaspora, săriți cu informații, că știu că sunteți o grămadă aici și nu m-am văzut cu voi din motivele pe care le știți legate de COVID. Știți ce mă întreb eu și cu siguranță știu că sunt foarte, foarte mulți români care locuiesc aici în Londra. Frate, cât costă un apartament în zona asta? Nu știați că bătrânul Backpacker Life a fost, de două ori a fost în Londra. Prima oară, de fapt a doua oară s-a întâmplat în 2018, când nu am filmat foarte mult, iar prima oară a fost prin 2010, pentru că Londra a reprezentat primul oraș pe care l-am visat eu vreodată din afara României. Deci da, acesta o să fie cel de-al treilea descălecat al bătrânului Backpacker Life în Londra și să spuneam că o să fie și cel mai interesant pentru canal. Am ajuns acum 5 minute, am luat un vas din Birmingham de la sora mea, cu greu mi-am luat la revedere și de la ea și de la Tyron, dar în primul rând de la micul Zion, de care cu siguranță că o să fie foarte dor. În momentul de față ne aflăm pe Oxford Street și trebuie să găsesc o metodă prin care să ajung la hotelul meu, care nu știu exact ce direcție e, trebuie să mă uit pe hartă. Deși teoretic puteam să opresc și mai aproape de hotel din câte văd acum pe hartă, cred că am ales bine să venim aici, pentru că asta este și prima atracție pe care voiam să vă arăt, ce va fi interesant pentru cei care vin să facă cumpărături, și anume Oxford Street. Asta este odita mai strada, plină cu, sau plină de magazine, toate nebunile pe care le vrei și pe care nu le vrei le găsești aici. Dacă ești în febra asta a shoppingului acum, în perioada aceasta anului, cred că ianuarie este de departe cea mai bună lună, deoarece reducerile aici sunt excepționale. Ăsta a fost unul dintre locuri, de fapt ăsta a fost locul care m-a convins pe mine să slăbesc, pentru că acum mulți ani, v-am spus, când am venit aici, erau reduceri și întrucât nu găseam ceva care să mi se potrivească fizicului meu de fapt, atunci am zis, bă, gata, trebuie neapărat să slăbesc. Și am slăbit. O altă atracție importantă de aici din Londra este metroul. Știam eu ceva de Oyster Card, nu mi-a aducea aminte dacă ăsta este aici sau în, cum îi zicem, sau în Paris, frate. L-am luat, am dat 10 lire și acum pot să merg cu el și îmi scade din banii pe care i-am aici, evident, din astea 10 lire. Să nu râdeți de mine, dar eu în principiu nu merg deloc cu metrou sau cu transportul în comun. Gândiți-vă că pe peste pe unde am fost până acum, nu cu metrou, anul ăsta pe unde am fost, am fost prin Ucraina, dar în rest tot timpul cu taxiul. În mod normal, taxiul de aici, de la Marble Arch, unde m-am lăsat pe mine basul, până acasă, m-ar fi costat undeva la vreo 20 de lire. Habar n-am cât am plătit pe ăsta acum, hai să nu uităm. Deci eu merg către Waterloo, sunt la Bond Street, deci am una, două, la treia am coborât. Perfect. Get it right.
băi, eu am ales să stau aici la waterul ăsta pentru că am văzut că e o zonă destul de decentă și relativ aproape de chestiile pe care vreau eu să le văd. Se mai întâmplă. Mi-am propus ca în videoul acesta, pe lângă lucrurile super turistice pe care poți să le faci aici în Londra, cât o să putem acoperi, să vă arăt și câteva chestii mai puțin așa pe harta principală a lucrurilor foarte turistice. Și acum ne aflăm la un loc care se numește The Graffiti Tunnel, exact aici, foarte aproape de locul în care stau eu, și anume Waterloo Station. Foarte ciudate prin zona asta, pe aici o grămadă de... Da, asta e, oraș mare, Europa, ce poți să vrei mai mult? Faci greșeala de a căuta pe internet și întrebi dacă este safe să vin zona asta, o să se spună că nu este safe, mai ales dacă vii după amiază. Acum este ora 7:40 PM și se zice că pe aici vine lumea, face grafite și așa mai departe, și că nu e bine să vii să faci fotografii. Dacă vrei, trebuie să vii dimineața, dar eu am zis să vin seara. Asta e. Da, interesant, dacă ești pasionat de fotografie, uite când am fost, stați că e bun. Așa, mie locul ăsta, de exemplu, mi-a adus aminte de fratele Herbs, pe care să-l luăm pe această cale. Salut, Herbs! Deci, mai încolo, la aproximativ 50 de metri, era un din ăsta, un pasaj subteran, în care erau oameni, dormeau acolo, era vai mama lui, frate, curțul, toată nebunia. Și exact aici ai chestia asta, hala asta, care arată foarte, foarte mișto. Foarte mișto. În partea asta, la fel, un loc super drăguț, iar pasajul ăla este aici. Exact în partea asta, pe stânga, sunt oameni care stau în corturi și mai încolo, mai în față, la fel pe stânga, la fel sunt vreo 6-7 corsuri puse pe acolo. L-am întrebat pe Tyrant, prietenul lui sora mea, bă, zici și mie niște chestii pe care trebuie neapărat să le fac în Londra. El mi-a zis așa, bă, în Londra trebuie neapărat să talk the talk and walk the walk. Ceea ce înseamnă că trebuie să ne începem plimbarea exact aici, la Big Ben. Care faza este că, din câte văd, Big Ben-ul este în restaurare
Și am citit pe internet că foarte mulți dintre oamenii de aici, din Londra, se plâng de această treabă pentru că îi strică aspectul. Și știți părerea mea legată de chestia asta, că deși este interesant ca lucrurile să fie restaurate, parcă se fură puțin din atmosfera pe care ți-o creează o clădire din asta veche în momentul în care vezi că se construiește foarte mult. Deci da, și pentru a walk the walk, înseamnă că de aici o să plecăm, mergem încolo pe pod și o să o luăm frumos către South Bank până ajungem la galeria Tate. Tate Modern Gallery, dacă nu mă înșel. Sunt câteva chestii pe drum pe care trebuie să le vedem, plus că vibe-ul în sine, ce că este unul foarte plăcut. Este ora 1:30 acum. E destul de multă lume, așadar să-i dăm drumul. Deci în spate este Big Ben-ul. Una dintre atracțiile mele preferate de aici, de pe South Bank, este ăsta, The London Dungeon, în care nu o să intrăm acum, dar am fost aici în 2009 sau în 2010, când am spus că am vizitat pentru prima oară Londra. Evident că dacă sunteți pasionați de Ferris wheel-uri, cu siguranță că toată lumea știe London Eye-ul de aici. Eu nu sunt foarte pasionat, am fost pe multe lucruri, atracții de genul ăsta și nu mi se pare ceva extraordinar, și pentru 20 sau 25 de lire mi se pare destul de mult. Dragi prieteni, foarte rapid vreau să le mulțumesc celor de la Surfshark VPN pentru faptul că sponsorizează acest video. Dacă nu știți ce e un VPN, asta înseamnă Virtual Private Network. Practic, acest soft încriptează datele pe care tu le trimiți pe internet în momentul în care ești conectat la o rețea. Eu am auzit prima oară, bine, știam de VPN, dar prima oară când mi-am instalat a fost când voi m-ați întrebat pe un live acum mult timp, bă, că te-ai dat, tu folosești un VPN? Și mi-am dat seama că nu foloseam VPN atunci. Iar în toate căutările mele am ajuns la concluzia că Surfshark VPN este de departe cel mai bun VPN de pe piață la ora actuală. Îl folosesc de ceva timp și este singurul de pe piață care îți oferă posibilitatea de a te conecta cu un singur device, cu un singur cont, pardon, la oricâte device-uri vrei tu. În general, VPN-urile te lasă cu un cont să te conectezi, nu știu, la două device-uri. Cu Surfshark VPN poți să te conectezi la un miliard de device-uri, de telefon, de laptop, tabletă, telefonul soției, tableta soției, a copilului și așa mai departe, nu ai limită. Totodată am obținut o reducere extrem de bună pentru voi. Dacă folosiți codul BACKPACK, aveți link în descriere, primiți 83% off, cât și primele 3 luni gratuite. Repet, 83% off și 3 luni gratuite. Ce vreți mai mult? Este super, super ieftin și are o grămadă de avantaje. Repet, link în descriere. Continuăm. I can do this. Hands up if you don't really care what I do. Okay, now stay and watch us. We are going to do something crazy, amazing. 1, 2, 3, come on! Showtime. Foarte mișto South Bank-ul ăsta, extrem de animat, foarte mulți oameni, este o grămadă de performer de ăștia stradali și nu pot să nu compar cu ce am trăit acum 2 ani și ceva, atunci când am fost în... Salut! Nu știu, mi-a făcut cineva cu mâna, dar nu înțeleg de ce. Așa, nu pot să nu compar cu ceea ce am trăit atunci când am fost în Franța, pentru că și zona aia din Paris, zona centrală, este foarte, foarte similară cu ceea ce întâlnești aici, dar sincer să fiu, mi-e place mai mult.
Asta pentru că urăsc eu Franța sau pentru că sunt eu mai îndrăgostit de Londra, nu pot să-mi dau seama exact, dar mi se pare că e foarte, foarte mișto și vremea e decentă, sunt undeva la vreo 14 grade acum, ceea ce e superb. Adică uitați-vă și voi cât de frumos poate să fie aici. Aseară am trecut, doar că n-am filmat, pur și simplu am dat așa o tură și pe la ora 8 și 20 de minute încă era lume, deși se făcuse mult mai frig afară. Cred că undeva la vreo 4-5 grade, totuși lumea era afară, e un vibe plăcut, frate, orașele astea europene au un vibe plăcut, chiar dacă le critic eu și care dacă în momentul în care călătoresc în afara Europei, zic, bă, cât de mișto e pe aici, ai niște libertăți de care te bucură aici în Europa și înapte că pot să filmez, că nu mă freacă nimeni la cap, că nu vine nimeni să mă nebunească, să mă întrebe nu știu ce, să-mi dea cu mâna peste cameră, să țipe la mine. El asta este un avantaj pe care nu îl simți decât în momentul în care nu îl ai. Și ia uitați cât de tare e locul ăsta, o grămadă de skateri. Wow, da, ăsta chiar e mișto. Nu știam de el, nu l-aveam trecut pe hartă. Da, da, chiar e super mișto. Îmi place maxim aici. Știu că nu se poate, dar mi-ar plăcea foarte ca apa din orașe să n-aibă culoarea asta, să fie o apă folosibilă, o apă în care poți să te arunci. Și nu pot să nu mi-aduc aminte de Oslo și acum 4 ani prin ianuarie mi-aduc aminte că oamenii săreau în apă, dezbrăcați evident, și făceau baie la minus 10 grade, cât erau afară, minus 15 grade și apa arăta bine, frate, era o apă super ok. Asta mi se pare super jegoasă, deci este super, super jegoasă. Dar nu o să uit niciodată, chestia asta prin 2017 eram cu Marian, mergeam și ne plimbam pe acolo, în zona centrală, în zona operei. Mamă, și când vedeam oamenii cum sară în apă și apa era super limpede, clară, altă viață, altă chestie. Când apa este și folosibilă, evident că e mult mai frumos. Alte chestii care mă fascinează pe mine în Londra și repet, și în Paris era o chestie mișto, dar atât de pasajele astea, frate. Pasajele astea sunt peste tot. Sau bine, și la metrou. Mamă, deci se vede, are un vibe aparte, un vibe din ăsta de an 1800 și ceva. Mi se pare super mișto. Mai ales noaptea, sunt atât de colorate, îți dau atât de multe oportunități pentru a filma sau pentru a trage poze, e nota 10. Și evident că nu trebuie să uităm de skyline, care aici mi se pare că Londra excelează, frate. Adică uitați-vă și pe puțin. Uitați-vă ce skyline mișto, frate, cât de marfă se poate vedea. Extrem de frumos. Extrem, extrem, extrem de frumos. Iar exact aici, în spatele meu, se află următoarea atracție și anume Galeria Tate Modern. We are open entrance via the Turbine Hall. Din câte am înțeles, este gratis. Adică nu trebuie să plătești nimic. Nu că ar fi fost asta o problemă, că plăteam. Dar nu știu la că trebuie să mai bine direct, dar din câte am văzut pe net, nu trebuie să plătești nimic. Hai să încercăm să intrăm. Că arăta mișto tot din pozele pe care le-am văzut pe Google Maps, arăta casă. Cât de tare, deși biletul este gratuit,
trebuie să completez chestia asta și încă ceva. Mi-au luat microfonul, frate, mi-au zis că nu am voie să înregistrez nimic audio, de parcă camera asta nu poate să înregistreze fără microfon. Wow, frate, dar e puțin confusing. Asta este sala principală. Hai să mergem până încolo, așa. Până încolo, așa. Sunt mișto meduzele astea. Super calume, dar puține sau... Parcă mai erau câteva acolo sus, bă. Da, mă, uite, mai sunt aici meduze de-astea. Astea chiar sunt simpatice. Și vibe-ul în general, că sunt pe aici oameni, stau pe jos, citesc. Uite, am văzut o gagică drăguță, cred. Mamă, deci atât de mulți, atât de mulți asiatici aici în... Aici în Londra este șocant, adică eu nu mă așteptam. Foarte, foarte, foarte multe asiatici și multe asiatice drăguțe, din câte am observat eu. Ia să vedem ce am notat noi aici. Deci ne aflăm pe Millennium Bridge și pe mă trebuie să mergem înainte către London Bridge, să-l traversăm și pe mă să facem puțin dreapta. Cred că stă aici în Millennium Bridge, nu? A, da, podurile, frate, dacă ești pasionat de poduri, de arhitectură podală, podurile din Londra sunt forță. Știți ce mă întreb eu și cu siguranță știu că sunt foarte, foarte mulți români care locuiesc aici în Londra? Frate, cât costă un apartament în zona asta? Am căutat pe Airbnb, doar că n-am găsit, cred că asta trebuie să fie pe cele mai scumpe zone, frate, de aici o... Barcă, cred că un boat cruise acum e foarte inapropriat pe vremea asta, pe vântul ăsta care e aici. De asta vă rog eu să-mi scrieți mie, dacă știți, cât ar putea costa un apartament aici, frate, pentru că ăsta mi se pare top când vine vorba de locuri în care să stai în Europa, cred că ăsta trebuie să fie lejer, nu știu, top 3, lejer, dacă nu chiar printre primele, adică primul. Uitați-vă și voi cât de mișto poate să arate. Să fie aici un apartament cu 1.000.000 de lire, 500.000 de lire, cât poate să fie? Hai diaspora, săriți cu informații, că știu că sunteți o grămadă aici și nu m-am văzut cu voi din motivele pe care le știți legate de COVID. Ăsta a fost motivul, că dacă nu, cu siguranță ne vedeam, ieșeam, făceam o grămadă de chestii împreună, beam, ne distram, făceam poze și așa mai departe, dar momentan nu se poate. Și dacă nu mă înșel, ăla de acolo ar trebui să fie London Bridge, nu? Mamă, cât de mișto e skyline în partea aia. Pentru înseamnă că de aici mergem înainte și trebuie să facem dreapta, că așa face bancul, face frumos cotul ăsta către dreapta. Wow, cât de mișto poate să fie aici unde am intrat acum, frate. Deci arată atât de calumea. Nici măcar nu știu ce e aici, frate. N-am nici cea mai... A, uite, The Clink Prison Museum. A, este un muzeu aici, mă, de care, sincer să fiu, nu știam nimic. Mamă, cât de calume aici. Clink Street, da. Încolo trebuie să mergem stăla asta. Wow, foarte stăteam acum și mă uitam pe hartă și n-am văzut că exact în stânga mea este clădirea asta mare, care cred că este numită Fire Monument, ceva de genul ăsta, ceea ce înseamnă că suntem bine, doar că din câte mi-aduc eu aminte, trebuie cumva să mergem pe pod, înseamnă că ăsta este London Bridge, am greșit eu. Podul de dinainte era la South, nu știu cum se numea exact. Trebuie să vedem cum ajungem pe pod și cum traversăm exact pe partea cealaltă. Deci am ajuns acum undeva într-un loc care pentru mine n-are niciun sens din punct de vedere logic. Iată, cred că trebuie să merg încolo. Băi, deci nu înțeleg. Merg pe sub pod. Mi-aș dori să merg jos pe pod, dar cred că e mai complicat, trebuie să mergem încolo, să urcăm. E puțin mai tricky, nu-i nimic. O luăm frumos prin pasajul ăsta și teoretic în față, dacă fac dreapta, ar trebui să ajungem acolo unde trebuie mie. Mamă, cât de mișto e aici. Wow. Superb! Superb!
fratei. Ăsta cred că e The Shard, nu? Mamă, ăsta e monumentul ăla, nu-mi dau seama, dar arată... Nu mă, The Shard Office se scrie acolo. Wow, cum arată aici, bă, sunteți nebuni. Excepțional, frate. Uitați că eu o frec pe aici și mă uit peste tot și îmi zice că în 25 de minute se închide locul ăsta pe care vreau să-l pe partea cealaltă, pe celălalt bank. Băgam aici piciorul. Da, deci sunt foarte, foarte proști. M-am spus mai devreme că era monumentul Fire Monument, era aia, The Shard. Și aici este The Monument of the Great Fire of London. Îl vedeți aici sus. Și are 61 de metri. Iar de aici mai avem de mers aproximativ 350 de metri până la o biserică din asta părăsită pe care vreau să o văd. Deci spune că se închide la ora 4. Și acum este 4 fără vreo 18 minute. Gata, bă, am ajuns și cred că încă e deschis. Ia stați puțin să vă zic numele, că l-am uitat. Se numește St. Dunstan in the East Church Garden. Și era trecut pe o listă din asta cu off the beaten path, lucruri pe care poți să le vezi aici în Londra. Da, hai să vedem. Wow, dar chiar că arată super mișto. Bă, sunt puține atracții care sunt atât de calume sau arată atât de mișto în realitate comparativ cu momentul în care le vezi. Dar ăsta chiar e super simpatic. Bine, mă gândesc că arată mai bine și e mai animat și mai multă lume aici într-o zi de vară din asta în care vin oamenii, stau, citesc și se relaxează, pentru că locul acesta exact pentru asta e, pentru cei care vor să vină să se relaxeze, să stea, să citească o carte și așa mai departe. Foarte tare, frate. Îmi place. Biserica asta este din 1697, dacă vă vine să credeți așa ceva. Și atunci a fost momentul în care din cauza The Great Fire, pentru că acolo este și monumentul, ați văzut la 200 de metri de aici. Ce voiam să zic? Că atunci a fost reconstruită biserica și au zis, bă, haide să facem spațiul ăsta deschis și să lăsăm pe oameni pur și simplu să vină pe aici. Și de atunci nu s-a mai ocupat nimeni de ea și arată așa cum vedeți. Dar e super tare discrepanța asta majoră, adică uitați-vă, se vede acolo în sus. Tur la bisericii. Și în jur sunt numai clădiri din astea de birouri. Iar asta dă un vibe ultra, mega, hiper, extra special. Chiar dacă nu merge să spui chestia asta, eu zic wow. Frumos. Ce vă ziceam, că am avut noroc cu vremea în primele două zile. Uitați-vă și voi cum pare să fie acum. De la ora 6 dimineață, frate, plouă non-stop. Dar non-stop, acum este ora 11.
pare atât de mișto metroul aici în Londra. Nu știu de ce îmi place mai mult decât metroul din Paris. Pur și simplu aș putea să mă plimb ore în șir. Deci sunt absolut, absolut îndrăgostit. Mergem acum către Camden Town pentru că avem un tour în Little Venice. Deși vremea tot nașpa e și plouă, nu mai plouă atât de mult ca azi dimineață, dar aveam deja turul bucuit și am zis, bă, haide să mergem acolo să vedem. Avem un water bus din ăsta pe care trebuie să luăm, să mergem aproximativ o oră. Să sperăm că vremea nu o să fie chiar așa nașpa, deși este o vreme londoneză tipică, 100%. Ok, și am ajuns în Camden Town, iar de aici avem de mers undeva la vreo 250-300 metri, cred că în direcția aia, până ajungem la wharf, de unde luăm, water bus-ul. Bă, văd că vremea e ok acum. Adică s-a făcut mult, mult, mult mai ok. Nu știu dacă stau eu bine aici. Da, da, wow, ce mișto e partea asta a Londrei. Mi se pare foarte tare. Deci nici nu vreau să știu cum mă judecă. Deci nici nu vreau să știu cum mă judecă cei care stau aici în Londra și care se uită la clipurile mele de ani de zile și mă văd călătorii printr-un miliard de locuri și pur mă văd atât de entuziasmat de Londra și atât de puțin cunoscător în ceea ce privește această capitală, dar eu mă simt foarte bine, adică sunt extrem de fericit și chiar nu mă deranjează că e vremea așa puțin posomorâtă, pentru că eu, de exemplu, nu pot să asociez Londra sau Anglia cu o vreme însorită, cu o vreme sunny. Nu am cum, mintea mea nu poate să perceapă chestia asta. Bă, eu sper că sunt bine pe aici. Evident că nu sunt bine, mergeam în direcția greșită, adică încolo, în timp ce trebuie să merg încolo. Bine, măcar că mi-am dat seama acum. Mai sunt undeva la vreo 20 de minute până începe turul. Dar trebuie să spun o chestie, băi, dragi români din diaspora, români care locuiți aici în Londra, frate, aveți niște specimene pe străzile Londrei. Deci am văzut cei mai dubioși oameni din viața mea, credeam că i-am văzut în Paris, dar nu, cei mai dubioși oameni sunt aici, fără discuție. Mamă, frate, dar sunt niște clădiri atât de mișto pe aici, atât de frumos colorat. Uitați-vă și voi cât de tare poate să fie peretele ăsta, clădirea asta. Super frumos. Deci da, partea asta de Londra e cu... Uitați-vă și asta cât de mișto este, ce e, sediul Ray-Ban. Evident, ca la țară, chicios, dar se încadrează frumos în... Wow, uitați încă una acolo, mai în față. Ia mă, hai să traversăm și noi pe trecerea asta de pietoni LGBT. În singurul loc în care am mai văzut trecere de pietoni așa a fost în Taipei, în Taiwan. Mamă, cât de dor mie de Asia, nu vă dați seama. Dar lasă că ajungem noi acolo în 2022, ajungem 100% și în Asia. Ia uite cât de mișto stă pe aici pe sus. On your own you are tough, together we are tougher. Dark Angel, All You Can Eat For, ia să vedem, cât e All You Can Eat, All You Can Eat la 8,80 lire. Mișto, și aici, Old Steel, și ăsta nu știu ce. Da, foarte frumoasă, gata. Și acolo în față am văzut Camden Lock. De acolo trebuie să iau vaporașul sau cum îi zice. Super frumos, frate. Deci super frumos. O să mergem zilele viitoare și în Shoreditch, pentru că mi-ați scris foarte mult că și acolo e așa foarte hipstery și interesant. O să mergem, dar până atunci sunt... Ia uite, bă, ce e acolo. Ia, o ecluză. Dar mă, uitați acolo, e ecluză în față. Ecluză de aia de lemn. Nota 10, frate. Nota 10. Bă, ăsta este water bus-ul, dar a ajuns mai repede, cu vreo 40 de minute mai repede. Să ne poate mă lasă să mă sui, cred că e tura anterioară. Am băgat un vin din ăsta.
Pentru că la cât de frig e, frate, acum chiar s-a făcut frică că sunt la vară 7 grade. Și nu, nu era la water bus-ul meu, trebuie să mă aștept undeva la vreo 15 minute. Dar e ok. Nu știu dacă mă credeți, dar eu habar n-am ce înseamnă mulled wine. Cred că e vin fiert, dar nu știu ce înseamnă, vorbesc serios. Ia. Da, vin fiert cu apple and cinnamon, cu măr și cu scorțișoară. Bun, 5 lire, bine. Gata, exact acum am intrat, îmi place că scrie aici Do not sit here, help to stop the virus. Ah, mamă, de e un fric de mori în asta. Și merge exact până la Little Venice. E drăguț, că nu e nimeni. Experiență pentru autiști. Așa cum e bătrânul backpack. Cât de mișto și nene ăsta din spate. Bine, eu vreau să zic că el vorbește, nu este un... Probabil chestia asta, un recording, o înregistrare. Și mergi frumos pe aici și spune o grămadă de povești. Uite, asta zice că este the workshop of the puppeteer. Asta de aici. În timp ce aici, evident că sunt... Cred că astea sunt apartamente, nici nu-mi dau seama. Arată... Yeah. The largest, nu știu ce, from the country. N-am înțeles exact. Da, se vede puțin așa abandonată clădirea asta. Dar nu, 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 sigur nu e de apartamente, e ceva, sunt birouri sau o galerie, ceva de genul ăsta. Ah, cât de mișto, văd acum pe hartă că suntem în mijlocul lui Regent's Park și trecem exact prin London Zoo. Uitați acolo, da, frate. Welcome to the London Zoo. Cât de mișto. Bine, sunt convins că primăvara asta este mult mai frumoasă vara sau când e o vreme decent, acum chiar s-a făcut frig de tot. Și de aici încerc să-mi dau seama până unde merge exact, pentru că n-am luat round trip, adică mergem, ne lasă undeva și de acolo trebuie să mă descurc eu. Dar nu mai țin minte exact unde. Că round trip te duce și faci un circuit. Eu am zis că mă lasă unde zic ei și de acolo mă descurc eu. Ce vă spuneam mai devreme, cât de șmechere sunt pasajele și tunelurile pe care le-au pe aici prin Londra. Și acum suntem într-un pasaj, într-un tunel care e destul de lung, de-abia văd capătul, de-abia văd luminița. Dacă mergem de vreo 3-4 minute. Foarte tare, frate. Am plătit pe plimbarea asta de 45 minute, am plătit 12 lire pe aplicația Get Your Guide. Luați aplicația și vreți că aveți acolo, n-am niciun fel de deal cu ei. Aveți acolo o grămadă de activități în fiecare oraș, băgați acolo orașul și apar activitățile. Da, da, pentru 12 lire, superb. Thank you. Thank you. Bye bye. Mamă, deci este un frig acum, nu vă puteți da seama. Mi se pare atât de frig în secunda asta. Cred că sunt undeva la vreo... A murit bateria, frate, la cameră. Deci face figur bateria camerei. Hai că mai avem puțin până crapă. Până crapă bateria, cred că am undeva la 3%. Așa, da, super drăguță zona asta. Deci extrem, extrem de frumoasă. Sunt îndrăgostit. Deci chiar sunt îndrăgostit de Londra. Alt oraș în care mi-ar plăcea să stau mult, frate. Și nu știu ce, nu mi se pare chiar atât de scump. Nu mi se pare mega, mega scump. Adică e o grămadă de chestii de făcut. Mi-am pregătit un itinerariu din ăsta pe vreo 5-6 zile, pe care evident că nu o să pot să lăsa, pentru că teoretic în vreo 2-3 zile ar trebui să plec de aici, în condițiile în care totul se întâmplă așa cum trebuie. O să vă povestesc eu și probabil că știți la ce mă refer. M-am uitat încă un pasaj din ăsta. Eu acum nu știu pe unde să merg exact, pentru că deja îngheț de frig și cred că e și timpul să terminăm acest video. Dar e frumos să terminăm așa pe aici, nu? Da, mă, dacă ar fi acum să trag așa o linie și să aleg dintre cele 3 capitale, 4 capitale frumoase pe care le-am văzut anul ăsta, mă refer capitale europene. Uite ce e aici. Private property, please keep out. Da, nu știu cine intră acolo. Hai să luăm așa pe aici, cel. Pe acolo zice exit, nu? Adică mă gândesc că pot să iau pe aici. Așa, deci ce am văzut? Am văzut Oslo, am văzut Copenhaga,
am văzut Amsterdamul și am văzut Londra. Da, astea sunt capitalele europene pe care le-am văzut. Bă, nu știu ce să zic. Mi-au plăcut toate, sincer să fiu. Și Oslo mi se pare demențial. Dacă e să o luăm așa, să o luăm la clasamentul adevărului, cred că aș pune, cum îi zice, cred că aș pune Oslo și Londra pe locul întâi, după care cred că Copenhaga, mi se pare că în Copenhaga am stat puțin și n-am apucat să văd tot ceea ce ar fi trebuit să văd, deși am apucat videouri frumoase de acolo, sunt fericit cu clipurile de acolo. Copenhaga pe 3 și Amsterdamul cred că tot pe 3 aș pune. Da, aș pune și Amsterdamul. M-a dezamăgit puțin Amsterdamul din cauza mizeriei pe care am văzut-o dimineața pe acolo, dar sunt convins că și aici e cam aceeași chestie. Dar da, cam ăsta este clasamentul celor 4 mari capitale europene pe care le-am văzut eu în 2021. Dragi prieteni, nu uitați că vă iubesc, urmăriți-mă și pe Instagram, Cătălin Backpack Your Life, și dacă lucrurile merg bine, eu în mai puțin de 72 de ore ar trebui să schimb continentul. Nu știu dacă o să se întâmple chestia asta, sunt multe probleme la mijloc, destinația în care plec e cu destul de multe probleme, dar cine știe, poate până la urmă Dumnezeu o să fie de partea mea și o să țină cu mine. Da, cam asta a fost, nu uitați că vă iubesc, la revedere, pa, pa! Stați bă că vedem și soarele, frate, să vedem apusul în Londra în ianuarie 2022, sunteți nebuni, ia uitați! Și ce a apus?